Toate activitățile care sunt inițiate de autorități într-un raion pornesc de la necesitățile cetățenilor și sunt realizate la fel pentru bunăstarea acestora. În acest sens, potrivit președintelui raionului Drochia, Vasile Cemortan, autoritățile raionale își propun dezvoltarea social-economică, dezvoltarea infrastructurii în teritoriul raionului Drochia, stabilirea noilor colaborări, crearea condițiilor de muncă și agrement pentru cetățeni și conlucrarea eficientă cu consilierii raionali. În 4 ani mă gândesc mult să realizez, dar accentul pun pe dezvoltarea social-economică a raionului. Deci, în primul rând, mă gândesc la un parc industrial, nu știu, să vedem cum o să primească, o să apelăm și la conducerea țării, dacă o să fie posibil, ca să avem planul dezvoltare strategică a raionului. În planul acesta era undeva stipulat referitor la dezvoltarea unui parc economic, dar a fost într-o măsură care a lăsat planul acesta într-o parte, nu s-a atras atenție, dar noi am avea nevoie de crearea unui parc industrial pentru Raionul Drochia, pentru a angaja cetățenii Raionului Drochia, a da posibilitatea să fie angajați în câmpul muncii, fiindcă la moment vedeți că majoritatea se răspește după cotare. Și chiar și prin sate avem mulți cetățeni care pleacă și ar fi normal ca să aibă un loc de muncă în apropiere de satul unde locuiesc și să fie angajați în câmpul muncii. În afară de asta, aș dori că pe perioada mandatului să am posibilitatea de a implementa un proiect referitor la șoseaua de ocolire a orașului Drochia, drumul acesta care merge de la Soroca-Costești, este un drum național care merge prin orașul Drochia și de multe ori, chiar și pe timpul de toamnă, când sunt multe mașini cu încărcături, se fac ambuteiaje în orașul Drochia. Deci, chiar și-am făcut o scrisoare, m-am adresat la Ministerul Transportului și la Direcția Drumuri pentru a implementa, pentru a face un proiect cu șoseaua de ocolire în prejurul orașului Drochia. Mi s-a promis că o să fie făcut studiu de fizabilitate și posibil că, dacă nu s-a primit anul acesta, în perioada de 4 ani de zile, o să fie posibil ca noi să facem proiectul acesta, nu noi să-l implementăm, să-l implementeze Ministerul Transportului, dar, bun, inițiativa vine din partea președintelui raionului și am vrea ca să fie, până la urmă, deci, implementat acest proiect. În afară de asta, am mai făcut o scrisoare, m-am adresat la Ministerul Finanțelor, rugămintea de a reșonona o datorie. Avem un credit de ani de zile. Deci creditul acesta, anul acesta, noi trebuie să mai achităm încă în jur de 7 milioane de lei. Și ne-am adresat la Ministerul Finanțelor pentru reșonarea acestui credit, ca să avem posibilitatea să folosim banii Consiliului Raional în dezvoltarea social-economică. Noi, la sfârșitul anului, am avut veniturile sau fondul disponibil 2.400.000 de lei. Deci asta este foarte puțin pentru un întreg raion și numai ca să transportăm elevii clasele mari, clasa 11, a 12, să le transportăm din sate spre licee în orașul Drochia, noi anual folosim în jur de 1.600.000 de lei. Deci acum, chiar în ședința de azi, au fost alocate 850.000 de lei pentru transportarea elevilor. Dacă calculăm cu pe ani de zile, aproximativ în jur de 2 milioane noi folosim la transportarea elevilor, practic nu ne rămâne din fond disponibil nimic. Deci așa am apelat la Ministerul Finanțelor pentru ca să ne facă reșalonare. Sperăm că o să mai avem niște activități economice, perioada de ani de zile și o să putem îmbogăți bugetul raionului și folosi banii ăștia după necesitate pentru dezvoltarea social-economică. Mai avem planuri referitor la împrățirea cu județul Iași,
Deci chiar avem o invitație, am făcut o invitație președintelui Consiliului Județean Iași, pe data din 9 martie, la închiderea Festivalului Mărțișor, care să fie petrecut în orașul Drochea. Am fost săptămâna trecută în orașul Botoșani, când am avut o întrevedere cu președintele Consiliului Județean. Am făcut legături, n-am semnat niciun acord de colaborare, dar am avut discuții cu mai multe persoane care se ocupă cu implementarea proiectelor și sperăm că vizita următoare să fie cu semnarea unui acord de colaborare, poate chiar și cu înfrățire cu județul Botoșani. Mizăm pe mai mulți parteneri, sperăm că o să implementăm proiectele care ne le-am pus ca bază. Avem un proiect Păiniță Însorită, am făcut și o solicitare la Ministerul Finanțelor referitor la implementarea acestui proiect. Proiectul este o tabără de odihnă, un conac în satul Miciurin. Înainte se odihneau copiii acolo, anul trecut nu a fost nu a funcționat, fiindcă unele din căsuțele cele care până acum erau folosite s-au deteriorat și plănuim, dacă s-a primit să găsim finanță, reparația lor și construcția încă a 4 căsuțe, care să fie și pe timp de iarnă și pe timp de vară, să putem face competiții sportive, așa că avem stadion, cantonamente pentru copii, e programat și un bazin sportiv. Proiectul o să fie aparte, am vorbit cu persoanele care lucrează în Consiliul Raional și se ocupă cu proiectarea, deci o să facem un proiect aparte pentru un bazin sportiv de 25 de metri, care bun, o să fie tot un plus pentru Raionul Drochea, fiindcă în prejur Murimi, în afară de orașul Bălți, nu avem nimic. Mai multe sunt, avem planuri grandioase, multe, dar toate depinde de finanțare, de finanță. Avem colaborare inclusiv și cu primăria orașului Drochea, discutăm cu toți primarii din teritoriu, am găsit limba comună cu practic cu toți primarii, nu ne uităm din care partid sunt, am mai făcut și niște ședințe, azi mai avem niște ședințe cu primarii. Problemele legate de activitatea lor în primărie se discută, sunt specialiști noștri aici în Consiliu care pot să dea o mână de ajutor la necesitate. Să avem încă ședință cu serviciile desconcentrate, împreună cu primarii, cu secretarii primăriilor și multe. Planuri sunt multe. Planuri sunt multe. Sperăm că o să facem o echipă puternică în Consiliul Regional și o să avem rezultate.